pentru suporteri. În sfârșit ei vor avea posibilitatea să-și procure un tricou, un hanorac, un suvenir cu inscripțiile federației. Este și un lucru foarte bun și pentru noi, deoarece mereu toți ne întreabă de unde putem procura, haide să ne ferești un tricou. Acum este posibilitatea. Într-adevăr, e un lucru foarte binevenit pentru toți suporterii noștri, așa că îi invităm pe toți suporterii, pe toți doritorii de a-și procura maiouri, fulare. Ușile cred că mereu vor fi deschise, așa că cred că e un pas înainte. Referitor la prețuri și accesibilitatea produselor, vor fi și poziții destul de ieftine ca o replică a tricoului echipei naționale care va costa 400 de lei și ele vor fi în curând în vânzare, în decurs de o lună. Avem originalurile, avem imprimarea pe tricouri a numelui și familiei, ceea ce va costa în jur de 100 de lei. La fel, noi deja am vorbit cu cluburi Rostov, Cagliari și Istanbul pentru ca să comercializăm maiourile a lui Iepureanu, Ionit și Gățcan. Avem fulare foarte frumoase pe timp de vară și timp de iarnă, care par destul de reușite și sperăm că ele vor fi cele mai vândute poziții. Mai avem încă un punct de vânzare chiar pe stadion care va lucra în ziua meciului și acest magazin va fi închis în ziua aceea. Acum se discută și aeroportul posibil în zona duty free. Este magazinul de la Ciorescu care deja există și poate și benzinării vor fi. Shop-ul online desigur se va deschide împreună cu acest magazin. Deja se lucrează la sistema de implementare și achitare, deci el deja este în perioada de test și în decurs de o lună cred că va funcționa și toți din străinătate vor putea să cumpere tricouri naționale.